Noi în cerere evitare am avut niște probleme tehnice, vom începe din nou. Iarăși vă reminti că astăzi vom prezenta ratingul politic pentru luna martie, metodologia care este implementată. Această cercetare a fost elaborată de experți, în mare parte experți interni din Republica Moldova și experți externi din așa țări ca Federația Rusă, România, Ucraina, Statele Unite Americii, Belarusia, Germania, Austria, Franța și Marea Britanie. Această cercetare este împărțită în două părți. Prima parte este monitorizarea evenimentelor și a politicienilor. Este efectuată printr-un program specializat care a fost probat deja și în țările vecine, ca Ucraina și România. Și deja a doua parte este o notă a politicienilor și a răspunsurilor experților la unele evenimente care au fost cele mai populare sau cele mai mediatizate. În această cercetare au participat 30 de experți interni, 20 de experți externi, jurnaliști 22, formatori de opinii 14, persoane publice 15, activiști 10. Mai jos vedeți sursele care au fost monitorizate la capitolul politicienilor și capitolul subiectelor. Pentru a trece la top politicieni, noi am întrebat experții opinia lor la cele mai importante subiecte sau cele mai mediatizate din Republica Moldova. Experții au fost întrebați care este soluția mai eficientă pentru a ușura situația pandemică în Republica Moldova. Răspunsurile au fost vaccinarea a cetățenilor 31%, modernizarea sistemului medical 21%, moratoriu politic 11,5%, colaborarea eficientă între instituțiile statului 11%, o campanie pentru întărirea imunității 9%, alegerea guvernului 8,5%, alegeri anticipate 5% și carantina 3%. Vedem că cele mai populare răspunsuri la experți este și ca opțiunea 1 și ca opțiunea 2 este vaccinarea masivă a cetățenilor din Republica Moldova, modernizarea sistemului medical și a treia cu 11,5% moratoriu politic. Totuși vedem că politicienii și politica se implică totuși, din păcate, în rezolvarea situației pandemice. Și cele mai nepopulare, da, metode care sunt alegeri anticipate, carantina și alegerea guvernului. La întrebare în ce măsură considerați că lucrurile s-au schimbat spre bine pentru cetățeni de când a devenit Maia Sandu președinte, răspunsurile au fost în foarte mică măsură, 69%, în mică măsură, 15,5%, în mare măsură, 7%, în foarte mare măsură, 1% și nu știu, 7,5%. Pentru a analiza mai detaliat rezultatele acestui răspuns, de ce totuși experții consideră că situația s-a schimbat mai tare sau mai puțin spre bine, noi am selectat din 156 promisiuni a doamnei președinte în campanie electorală cele mai populare sau cele care sunt legate de pandemie sau de starea socială-economică a societății. La întrebare ce promisiuni electorale au reușit să realizeze Maia Sandu în primele 100 de zile de mandat, răspunsurile au fost insistarea asupra alegerilor parlamentare anticipate, 100%, reușit. Desemnarea la funcție de prim-ministru doar candidați profesioniști și integri, 20% reușite. A asigura accesul presiei la informație de interes public, 45% reușite. Crearea unui fond pentru inovație în educație, 0% reușite. Vegherea asupra îndeplinirii pașilor pentru integrare europeană, 55% reușite. Asigurarea instituțiilor medicale cu personal medical suficient și competent prin majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă, 0% reușite. Implementarea unui program național de modernizare a instituțiilor medicale, finanțat din bugetul de stat și cu participarea partenerilor străini, 0% reușite. Construcția a două spitale regionale, 0% reușite. Compensarea integrală a costului medicamentelor pentru cele mai sărace pături ale populației, 0% reușite.
Depolitizare instituțiilor statului, 0% reușite. Simplificare semnificativă a regulilor de activitate pentru întreprinderile mici și mijlocii pentru sprijinirea deschiderii noilor afaceri, 0% reușite. Obținerea sprijinului internațional, accesului la investiții și ajutorul financiar pentru infrastructură și dezvoltare, 0% reușite. Accesul direct al primăriilor la fondurile pentru dezvoltare comunităților, 0% reușite. Reducerea cu 2000 de lei a impozitelor plătite din salariu pentru susținerea familiilor cu copii, 0% reușite. Majorarea cu cel puțin 1000 de lei pe lună a ajutorului pentru copii din familii social vulnerabile, 0% reușite. Majorarea pensiei minime până la 2000 lei pe lună peste nivelul pragului sărăciei absolute, 0% reușite. Compensarea integrală a costurilor medicamentelor pentru pensionari cu cele mai mici pensii, 0% reușite. Acționarea fermă pentru a opri fluxurile de contrabandă, 0%. Comunicare eficientă cu persoanele suspectate sau infectate și acoperirea costurilor tratamentului la domiciliu, 0% reușite. Asigurarea sistemului cu echipamente medicale necesare, conform standardelor internaționale, 20% reușite. Aici vedem că unica promisiune care a fost reușită, după părerea experților, este totuși insistarea asupra alegerilor parlamentare anticipate, dar dacă să ne întoarcem la slide-ul care arată, după părerea experților, care totuși este soluția de rezolvare situației pandemice, vedem că alegerile anticipate au doar 5%. De ce? Ca recomandare din partea experților este totuși că doamna președinte să se axeze mai mult pe rezolvarea promisiunilor social-economice, susținerea afacerilor mici și mijlocii, susținerea persoanelor vulnerabile sau cei care au necesitate. La întrebarea ce i-a încurcat Maia Sandu să realizeze programul electoral în primele 100 de zile de mandat, răspunsurile au fost: costurile estimate pentru realizarea programului electoral al Maiei Sandu depășesc sursele de finanțare ale bugetului de stat, 30%. A avut prea puțin timp la dispoziție, 1%. Conflictul politic cu majoritate parlamentară, 11%. Alte scopuri ascunse, interes de partid sau interes politic, 27%. Promisiunile sunt de ordin electoral și nu țin de atribuție președintelui, 31%. Aici vedem că totuși 31% din experți consideră că nu este atribuția președintelui, de aceea că pentru a realiza toate aceste promisiuni care au fost făcute de doamna Maia Sandu, ce ține de susținerea familiilor cu copii, majorarea pensiilor până la 2000 de lei, reducerea impozitelor familiilor cu 2000 de lei, este necesar o colaborare strânsă cu Guvernul și Parlamentul Republicii Moldova. În ce măsură considerați eficientă introducerea a stării de urgență? În mare măsură, 40%, în mică măsură, 25%. Nu știu, 21,5% și n-au răspuns, 13,5%. La întrebarea în ce măsură considerați eficientă introducerea a stării de urgență din cei deciși, răspunsurile au fost: măsurile și restricțiile introduse țin cont de susținerea economiei, 13,5%. Țin cont de susținerea segmentului medical, 23,5%. Starea de urgență va ușura procesul de vaccinare, 27,5%. Neeficiență măsurilor și restricțiilor, 19,5%. Și pretext pentru nedizolvare a Parlamentului, 16%. Deja trecem la top politicieni. De data aceasta am analizat peste 30 de politicieni. Vedeți fiecare rezultatele după popularitate, profesionalism, integritate, experiență, influență, activitate și iarăși monitorizarea apariția lor în presă. Evaluați popularitatea persoanelor publice din Republica Moldova de la 1 la 10 puncte.
Top 5 persoane. Maia Sandu, 8,7 puncte. Igor Dodon, 8,3 puncte. Zinaida Griceanu, 5,8 puncte. Corneliu Furculiță, 5,7 puncte. Ion Ceban, 5,6 puncte. La capitolul profesionalism, top 5 persoane sunt Igor Dodon, 6,8 puncte, Vladimir Voronin, 6,3 puncte, Zinaida Greceanu, 6,2 puncte, Alexandru Stoianoglu, 6 puncte fix și Maia Sandu, 5,9 puncte. La capitolul influență, top 5 persoane publice sunt Maia Sandu cu 8,1 punct, Igor Dodon cu 7,8 puncte, Alexandru Stoianoglu cu 5,6 puncte, Domnica Manole cu 5,2 puncte și Zinaida Greceanu cu 5,1 punct. La capitolul experiență, top 5 persoane publice sunt Igor Dodon cu 8,1 punct, Alexandru Stoianoglu cu 7,2 puncte, Zinaida Greceanu cu 6,8 puncte, Vladimir Voronin cu 6,7 puncte și Ion Ceban cu 6,6 puncte. La capitolul integritate persoanelor publice, top 5 sunt Maia Sandu cu 6,6 puncte, Alexandru Stoianoglu cu 6,4 puncte, Aureliu Ciocoi cu 5,7 puncte, Igor Dodon cu 5,6 puncte și Zinaida Greceanu cu 5,1 punct. La capitolul activitate persoanelor publice din Republica Moldova, top 5 sunt Maia Sandu cu 6,7 puncte, Igor Dodon cu 6,7 puncte, Zinaida Greceanu cu 5,5 puncte, Ion Ceban cu 5,5 puncte și Alexandru Stoianoglu cu 5,3 puncte. La capitolul mediatizare, conform programului de monitorizare a presiei, top 5 persoane sunt Maia Sandu cu 9,5 puncte, Igor Dodon cu 8,4 puncte, Igor Grosu cu 8 puncte, Zinaida Greceanu cu 6,4 puncte și Ion Ceban cu 6,3 puncte. Top persoanelor publice. Maia Sandu 7,5 puncte, Igor Dodon 7,4 puncte, Zinaida Greceanu 5,8 puncte, Alexandru Stoianoglu 5,7 puncte, Ion Ceban 5,5 puncte, Corneliu Furculiță 5 puncte fix, Vladimir Voronin 4,7 puncte, Aureliu Ciocoi 4,5 puncte, Igor Grosu 4,4 puncte, Alexandru Slusar 4,4 puncte, Vladimir Головатюк 4,3 пункти, Ирина Влах 4,3 пункти, Домника Маноли 4 пункти, Андрей Настаси 3,8 пункти и Илон Шор 3,8 пункти. Aici vedem că în comparație cu luna februarie, practic toți politicienii au avut de pierdut. Evident, cel mai mult a pierdut doamna Maia Sandu, pentru că practic în luna martie atenția a fost concentrată toată pe acest politician, s-au împlinit 100 de zile de mandat, deci și așteptarele și analizele practic au fost toate acceptate, concentrate pe acest politician. Următorul vedeți, următorii 15 da, politicieni care au nimerit în top. Și deja trecem la partidele politice care iarăși au fost analizate conform criteriilor de popularitate, activitate, structură, echipă și iarăși mediatizare. La capitolul popularitate partidelor publice din politice din Republica Moldova de la 1 la 10 puncte, Partidul Acțiune și Solidaritate 8 puncte, Partidul Socialiștilor 7,6 puncte, Partidul Șor 5,6 puncte, Partidul Nostru 4,3 puncte, Platforma Demnitate și Adevăr 4 puncte, Partidul Democrat 3,6 puncte, Pro-Moldova 2,6 puncte, Partidul Comuniștilor 2,1 puncte, Partidul Liberal-Democrat 1,8 puncte și Partidul Unității Naționale 1,7 puncte. La capitolul activitate partidelor politice din Republica Moldova, Partidul Socialiștilor 7 puncte, Partidul Acțiune și Solidaritate 6,9 puncte, Partidul Șor 4,8 puncte, Platforma Demnitate și Adevăr 4,5 puncte, Partidul Nostru 3 puncte, Partidul Comuniștilor 2,7 puncte, Pro-Moldova 2,5 puncte,
Partidul Democrat 2,3 puncte și Partidul Unității Naționale 2,3 puncte și Partidul Liberal Democrat 2,1 punct. La capitolul structură partidelor politice din Republica Moldova, Partidul Socialiștilor 7 puncte, Partidul Acțiune și Solidaritate 6,3 puncte, Partidul Ușor 5,6 puncte, Platforma Demnitate și Adevăr 5 puncte, Partidul Democrat 4,1 punct, Partidul Nostru 3,8 puncte, Partidul Comuniștilor 3,6 puncte, Pro-Moldova 3,3 puncte, Partidul Liberal Democrat 3 puncte și Partidul Unității Naționale 2,5 puncte. La capitolul echipă partidelor politice din Republica Moldova, Partidul Socialiștilor este cu 6,7 puncte, Partidul Acțiune și Solidaritate 6,5 puncte, Platforma Demnitate și Adevăr 5,2 puncte, Partidul Ușor 4,2 puncte, Pro-Moldova 3 puncte, Partidul Democrat 3 puncte, Partidul Nostru 3 puncte, Partidul Comuniștilor 2,9 puncte, Partidul Liberal Democrat 2,1 punct și Partidul Unității Naționale 2 puncte fix. La capitolul mediatizare, conform programului de monitorizare a presiei, Partidul Acțiune și Solidaritate 8 puncte, Partidul Socialiștilor 7 puncte, Platforma Demnitate și Adevăr 4 puncte, Pro-Moldova 3,4 puncte, Partidul Democrat 3,1 punct, Partidul Ușor 2,5 puncte, Partidul Nostru 1,8 puncte, Partidul Comuniștilor 1,8 puncte, Partidul Liberal Democrat 1 punct fix și Partidul Unității Naționale 0,8 puncte. Top partidelor politice. Partidul Acțiune și Solidaritate 7,1 punct, Partidul Socialiștilor 7,1 punct, Partidul Ușor 4,7 puncte, Platforma Demnitate și Adevăr 4,6 puncte, Partidul Nostru 3,1 punct, Partidul Democrat 3,1 punct, Pro-Moldova 3 puncte, Partidul Comuniștilor 2,6 puncte, Partidul Liberal Democrat 2 puncte și Partidul Unității Naționale 1,9 puncte. Dacă să analizăm notele media, vedem că topul partidelor politice, practic, este neschimbat. Favoriții sunt Partidul Acțiune Solidaritate și Partidul Socialiștilor cu 7,1 punct, care este urmărit de Partidul Șor, 4,7 puncte și Platforma Demnitate și Adevăr 4,6 puncte. Noi vă mulțumim, politicienii și partidele politice, pentru recomandări mai detaliate, poți să adresezi la compania noastră. Vă mulțumim!